Salut și v-am găsit la un nou videoclip acest canal. Eu sunt Andreea Baitu, v-am găsit la episodul cu numărul 10 din EFC 24, împreună cu care noastră foarte frumoasă cu Liverpool. Din episodul anterior, țin minte că am ieșit din perioada de transfer de iarnă și am făcut acolo trei transferuri interesante. I-am transferat pe Enzo Fernandez, Saïre Mery și Scalvini. Însă țin minte că am reușit să facem rost de doi youngster din Scouting Report de la Portugal. Tot de la Portugal am vrut să facem. Iar noi am rămas la acest meci din Emirates Cup de pe Anfield. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like-ul, să strângem tot așa pe lângă acolo 10-5 like-uri, ceva de genul. Și desigur să vă abonați, să nu uitați de chestia asta, e foarte important. Trecem mai departe și vedem că următorul meci este contra la cei de la Coventry, cred că așa se pronunță. O echipă care v-am zis, e cam noi name, astea din Emirates Cup sunt noi name, pentru că sunt din mai multe ligi din Anglia. Acest meci îl vom juca pentru că este în Emirates Cup și nu aș risca să ies din Emirates Cup acum ce puțin, nu vreau să ies, da? Așa că o să jucăm următorul meci și vedem ce putem să simulăm după. O chestie interesantă pe care va face meciul ăsta va fi să schimbăm ambii fundași. Adică nici Van Dijk, care Van Dijk cred că n-a lipsit niciun meci, nici Konate nu o să fie prezent tot meciul. De asta am vrut să luăm încă un fundaș ca să putem să facem acolo, să facem două, să facem efectiv rezervele. Bam, nu intră și doi, pac, intră și doi. Da, și intră un meci, haideți să vedem ce vrei să facem în acest meci. Faza importantă pentru adversar, șutează, da, în blocaj. Bun, acolo, șansă bună, Diogo Jota scapă bine acolo. Haideți să vedem. Are șansa, șutează și... Aoleu. Bun acolo, Salah. Hai, Salah. Haide, Salah. Și Salah, finesul. Nu intră finesul ăla, mă mir. Da, să dăm repriza. Nu reușim să facem mai nimic repriza asta. Pentru că sunt foarte defensivi ăștia, foarte defensivi. Salah, Salah! Nu pot să cred, nu pot să cred, bara. Și, vine! Pe bune! Tu te bă, de aici, bă! Bun, Diogo Jota. La Szoboszlai și Szoboszlai, Szoboszlai marchează, bine, 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 bine golul. 1-0, haideți să vedem ce mai putem să facem. Oh, scap acolo, bine. Haideți să vedem. Șansă bună. Mamă, ce șut. Bun, facem rezerve, hai să vedem, poate cu rezerve se mișcă mai bine, am făcut 4 schimbări. Nu, reușește să sarcă acolo. Nu pot să cred. Bine, Alisson. Bine, Alisson. Bine, 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 bine. Mamă, ce a salvat-o. Baros. Baros cu finesul, finesul, mamă ce bine plasat a fost. S-a prăpătat totuși. Corner pentru noi, haideți să vedem. Centrare pentru Nunez, nu ajunge la Nunez. Da, și se termină și meciul, câștigăm cu un 0 scor. Diferență de fapt mică, dar na, asta este. Am reușit să câștigăm, asta este important. Avem monthly scouting report-ul, haideți să vedem. Da, la Brazilian se pare că nu găsim nimic, nu este bun. Nu este bun, nu este bun. Și nu este bun, din păcate. Da, la brazilian am găsit mic, hai să vedem la francezi. Poate găsi ceva bun. Am găsit acest Laurent, Laurent, dar la 1 milion nu e bun. Din păcate nimic la francez, hai să vedem la portughezi. Da, se pare că la portughez nu e nimic. După care n-am reușit să găsim nimic, asta este luna viitoare. Următorul meci este contra la cei de la Nottingham Forest în Premier League. Aceasta este echipa de la Nottingham Forest. Interesant, niște schimbări foarte vizibile. Origi, Martial, Mangala, Elanga mi se pare că era. Acest meci însă cred că o să-l simulăm să vedem ce se întâmplă. Bun, și simulăm, haideți să vedem ce reușește să facă și reușim să câștigăm acolo. Arnold înscrie, Mohamed Salah înscrie și mai scrie și Jota, ok. Baros a fost băgat în teren minutul 45, locul Enzo, interesant. Bun, și revine și Europa League-ul pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp. Următorul meci, după cum vedem de data, este contra cei de la Raco, sau ce joc, cred că așa se pronunță. Acestea sunt echipele care au mai rămas în Europa League, echipe destul de ok, destul de ușoare. Ce văd eu că s-ar putea să-mi scoate este Interul, poate Sevilla, cine știe. Însă la acest meci vreau să dăm sim și la al doilea să îl jucăm pe bune. Aceasta este echipa lor. O echipă, da, nu cunosc pe nimeni, v-am zis. Echipă foarte bine, echipa rachetă, vedeți? Formația. Da, și cum am zis, îi dăm sim, hai să vedem dacă reușim să câștigăm și... Da, reușim să câștigăm 3-1. Avem avantaj de 2 goluri în a doua manșă, să zic așa. Virgil van Dijk, Mohamed Salah și Mohamed Salah din nou reușesc să înscrie. Următorul meci, după cum puteți vedea, este un meci mare pentru că jucăm contra la City, un meci foarte, foarte greu. Aceasta este echipa lui City, interesant, Thiago, chiar am uitat că l-a transferat, pe bune, așa este. Davis, Haaland în vârf, acolo, interesant, l-a transferat pe Kimmich, wow, Kimmich e un jucător foarte, foarte bun. Da, va fi un meci foarte greu, haideți totuși să intrăm și să vedem ce reușim să facem. După cum văd eu bine, se pare că Van Dijk și Konate nu o să poată să joace pe aici ăsta, ce puțin, nu o să poată să joace pe tot, asta e clar.
Asta înseamnă că Gomez și Scalvini o să intre neapărat în meciul ăsta. Da, și ce meciul? Haideți să vedem ce eroi să facem contra City. Un fază importantă, Jota trece acolo foarte bine, șutează și marchează bară gol. Bine mă Jota mă, bine mă Jota mă, vine golul mă. Revenem faza, Jota se duce absolut sigur, șutează perfect plasat șutul, bară gol, îl bate pe Ederson acolo. Da, și Ederson ne pune minutul 10 în avantaj contra meciul, contra City, asta e important. Bun, acolo, pasă mă, Salah, centrare, bă, la Nunez, nu... Nu era Nunes, era Fernandez, nu-i băgat. Haaland trece bine acolo, nu pot să cred. E prea masiv. Bun, apăr acolo Alisson, bine Alisson. Corner pentru adversar, pentru City, haideți să vedem. Ok, pasă. Oh, nu, trece, pasează în centru și... Nu, bine acolo. Pasă greșită de la adversar. Și șutul bine plasat, foarte bine, incredibil. Diogo Jota roșește dubla. Bine mă Jota mă, bine mă mă frate, ai cum mă. Bă, mereu pot să contez pe el mă, plasează prea bine șuturile. Uitați faza, portarul greșește acolo, Jota prea mingea și șutează foarte, foarte, foarte bine. Da, se face 2-0 contra City, incredibil, mă mir. Pasă bună, Soboslai șutează pe lângă poartă. Da, și de la repriza, haideți să vedem ce reușim să facem în a doua repriză. Din păcate va trebui să facem schimbările, haideți să vedem cum se scurcă Scalvini și Gomez. Da, și intrăm și în a doua repriză, haideți să vedem ce reușim să facem. Arnold acolo, centrare la Soboslai, nu ajunge la Soboslai din păcate. Bun, acolo Vini, Pines și bară transversală, gol incredibil! Nu pot să cred ce gol! Nu pot să s-a terminat meciul! Caută dansul de brazilian. S-a terminat meciul. Ce bargol. Revedem faza. Pasă bună la Vini. Vini din finez. Mamă, ce finez. Transversală, gol. A spart poarta oficial. Bun, acolo recuperăm mingea. Barros. Haide Barros, se poate duce Barros. Are cât de cât viteză. Shoot și... Bargol. Intră și acest shoot incredibil. Îmi scrie Barros contra City. Incredibil Barros, incredibil. Revenem faza, Barros înaintează singur, nu este de nimeni oprit. Și Barros marchează și el. Marchează și portarul în meciul ăsta, cred. Da, se face 4-0, incredibil ce scor. Scalvini, nimic? Ok, sunt de acord. Barros, pasă mă la Jota. Haide Jota, du-te Jota, Barros shot! Galbenul Barros? De ce? Deci ce a făcut Barros? Revedem faza. Ia să vedem ce a făcut. Oh, da, ți-e minte. Minte. Facem schimbări, haideți să vedem dacă mai ținem scorul sau poate mai marcăm, cine știe. Un Gakpo are viteză, este singur. Bine, mai e un fundaș, dar poate reuși să trece în Delfines și... Asta n-a intrat, transversal la aia. Vine acolo, pasă. Bun, la Enzo Fernandez, pe lângă poartă. Puteam să-ți cred, dați 3 meci totuși. Asta este. Stai meciul, câștigăm cu 4-0, incredibil. Îl batem pe Guardiola și echipa lui. Următorul meci vom juca din nou contra cei de la Raco. Avem avantaje destul de mare de 2 goluri și cred că o să simulăm meciul. Este riscant să-l simulăm, dar am încredere în echipa mea. Deci hai să vedem. Și reușim să trecem mai departe, practic. Da, ok, pierdem meciul, dar reușim să trecem mai departe cu 4-3 la general. Da, se pare că Diego Jota a fost singurul care a marcat la noi. Următorul meci vom juca contra cei de la Leicester City. Acest meci vom juca în Emirates Cup. Aceasta este echipa lor, echipă destul de ok. Chiar nu pot să înțeleg cum sunt în Championship. Conate, nu o să intre acest meci, o să intre Scalvini acest meci. Dar acest meci o să-l jucăm pentru că este în Emirates Cup și vrem să rămânem în Emirates Cup. Da, și joi meciul, haideți să vedem ce reușim să facem. Bine acolo, trece Vini foarte bine. Are spațiu destul. Și reușește golul minutul 3, minutul 4. Incredibil ce rapid am dat golul. Revenem fază, se pare că un dribbling a fost de ajuns. Vini are ajuns oarecum față portarul și scrie din prima ocazie. Foarte, foarte bine. Da, 1-0 rapid. Haideți să vedem dacă mai dăm goluri. Pasă mâna Jota. Jota trece foarte bine. Hai să încercăm power shot-ul. Și intră power shot-ul. Sparge poarta portar. N-are nicio șansă. Nici măcar o mică șansă. Revedem faza. Power shot-ul. 21 de metri distanță și 117 de metri pe oră. Oh, ce fault acolo. Da, este categoric galben. Bine acolo. Trece bine Salah.
pasă la Jota. Jota trece foarte bine, hai să vedem Porsche tu. Și ăsta e mai slab. McAllister pasă bun la Jota. Jota trece foarte bine. Încă un Porsche și, mamă, ce bară, incredibil. Enzo Fernandez din afară care m-a s-a dus. Bine, acolo îl vede pe Jota liber. Jota. Dar se trece repriza totodată. Bun, vine, se duce singur, se duce singur, are viteză. Uite pe mine câtă viteză are. Și fines, fines, intră finesul. Incredibil, ce fines bun. Bă, n-ai cum să dai, mă, cu vine. N-ai cum să dai. E prea bun, vine, e prea bun. Revenem faza, a plecat singur vine din afara careului. Ce finesse incredibil. Hai să vedem Soboslai, Soboslai încearcă ceva, dar nu reușește din păcate. Faze importante pentru adversari. Centrare, însă este respinsă. Salah se duce foarte bine, Salah are viteză. Salah, finesse, finesse, bară. Bă, frate, câte bară am dat pe episodul ăsta. Mamă, ce greșesc acolo cei de la Leicester City. Vini, vini din nou, vini, o face din nou. Fine o face din nou cu încă un finesse, n-ai cum așa, n-ai cum, 4-0 îi spargem pe cei de la Leicester City. Dar să trece și meciul, reușim să îi spargem pe cei de la Liverpool cu 4-0. Vine autorul la, cred că, 3 goluri, incredibil, din 4 încercări, 3 goluri, wow. Următorul meci vom juca contra acela Brighton, însă meciul acesta îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul like, să strângem pe la 50 like-uri cam acolo. Și să vă abonați, să nu uitați să vă abonați. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa!